Banca Națională a României a prezentat cele mai recente cotații valutare. Euro urcă la un nou maxim istoric în raport cu moneda românească încă din primele zile ale lunii septembrie. Leul s-a depreciat în fața euro, indică cele mai recente cotații valutare afișate joi de Banca Națională. Avem parte de un nou record pentru cotația leu-euro. Moneda unică europeană a fost cotată la 4,93 de lei, în creștere cu 0,41 de bani față de ședința precedentă. Foarte bine, se apropie de 25 de lei. Așa ne trebuie. Asta a făcut-o guvernanții noștri, oamenii noștri politici, oamenii noștri patriotici care au vândut țara străinilor și așa mai departe. Poate să ajungă și la 50 de lei și la 100 de lei și așa mai departe. Așa ne trebuie românilor, pentru că am votat să ne conducă străinii. E destul de proastă. E și normal. În toate punctele de vedere, nu numai lui euro. În toate punctele de vedere. Și a conducerii țării și a tot. Asta e. Considerați că oamenii care au rate în euro vor avea cel mai mult de suferit? Păi da, e corect, vor avea. Moneda autohtonă s-a apreciat în schimb față de dolarul american cotat la 4,16 lei, în scădere cu 0,84 de bani față de ședința precedentă, când dolarul valora 4,17 lei, transmite Banca Națională Română. Păi părerea mea este datorită faptului, eu știu, a guvernării ăștia, pentru că au scumpit toate, E foarte, foarte greu de răspuns la vorba asta, pentru că lumea e foarte săracă. Eu, de exemplu, sunt un pensionar din Focșani, sunt cazat aici la un hotel și mă uit și eu, lumea foarte amărâtă. Amărâtă, tată. Mai mă uit și eu în ziarul ăsta. Oamenii ăștia de la PNL ne-a mâncat viața. Eu am muncit, tată, șofer 37 de ani și în 2015 am ieșit la pensie și cu regimul ăsta foarte prost iau 9 milioane pensii. Nu va ajunge 5 lei pentru că acum deocamdată este criza asta guvernamentală, politică. Vești proaste pentru românii care au credite de la bănci. Analiștii au o previziune sumbră. Mai exact, aceștia se așteaptă ca valoarea monedei europene să crească semnificativ în următoarele luni. Valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,98, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului prognozat este 5,04 lei pentru un euro.